Locuitorii satului Feldioara din comuna Ucea se vor putea bucura de un nivel de confort apropiat celui de la oraș și asta pentru că sunt șanse mari ca în acest an să fie introduse rețelele de canalizare și gaz. Încercăm anul ăsta să depunem pe satul Feldioara canalizarea și anul viitor o să depunem la Sumernă apă și canal să fie împreună depus acel proiect, ca să putem să avem în toate satele și în toate comunitățile noastre normalitate, adică apă, canal și urmează și asfaltările, modernizarea drumurilor. Dar până nu avem aceste utilități normale, nu putem să mergem să asfaltăm. Celelalte trei sate au deja rețea de apă și canal. Da. Acum urmează, suntem în stadiu foarte avansat și cu gazul la Feldioara. Se iau ultimele avize pentru a scoate autorizația de construcție, după care va urma licitația și se va începe și lucrările la gaz. Suntem într-o asociere cu Comuna Viștea, într-un ADI, prin care noi am câștigat acest program tot pe Angel Salini, pe sistemul de gaz și se va implementa în satul Feldioara și în satul Rucăr din Comuna Viștea. Deci și acolo suntem foarte înaintați. Astea sunt procedurile, noi nu putem să ne abatem de la aceste proceduri și sunt niște proceduri care durează. La ora actuală, satul Feldioara este singura localitate din Comuna Ucea care nu are gaz.